Să reiterăm puțin? Da. Bună seara. Deci eu definam politica prin prisma activităților din cetate, care au nevoie de o călăuzire. Și această călăuzire cere, pe de parte, o știință, pe de parte, o practică, o artă, o înțelepciune și se lovește de o problemă esențială. Nu se poate face, nu există o tehnică efectivă de a face pasul de la analiză, de la descripție, la prescripție. Deci, pasul acesta, automat când vorbesc de viitorul cetății și de activitățile din cetate, va trebui să spun ce ar trebui făcut ca să ajungem acolo și ce ar fi bine să se întâmple în viitor. Asta e o prescripție. Medicamentele care ar trebui luate, mâncărurile care ar trebui servite, stilurile de viață care ar trebui încurajate, stilurile de viață care ar trebui descurajate. Deci ridici problema eficacității, adică ceea ce trebuie. Da. Și asta trebuie identificat și să ai mijloace cognitive. Sigur. Da. Perfectibile, evident. Mm. Și eficiență, adică să faci ceea ce trebuie. Cât mai puțină energie, cu costuri. Cu costuri cât mai mici. Cât mai mici. Pe principiul broșii. Cunoaștem. Ce vreau să spun, gândirea politică e o provocare. E o adevărată provocare. Din păcate, școlile de politologie nu se ridică ele la înălțimea provocării sale. Și asta este undeva durerea mea. Pentru că dacă vrei să definești un scop al cetății, e o problemă de a negocia cu ceilalți, de a insufla și celorlalți. Apar bătări de scop. Deci asta este o dimensiune, să spunem, temică. A doua dimensiune, dacă vrei să ajungi să atingi scopul ăla, trebuie să, într-adevăr, deci aici funcționează definiția asta de a face posibil, știți? E legată de dimensiunea statică. Ca să poți ajungi să-l atingi, trebuie să conduci, trebuie să ajungi la putere, trebuie să faci, să-ți asumi chestia asta. Degeaba stai și visezi la scop ce frumos ar fi lumea viitoare, dar tu nu te implici și nu încerci să ajungi sau să te legi către cineva puterea de a atinge scopul tău. Aici e zona politicii de luptă pentru putere, pe care... Și ajungem la scopul, scuze, mijloace, în exagerare. Și, în sfârșit, este o chestie de știință a liderului, a conducerii, a managementului. Face parte, din punctul meu de vedere, din a doua și din prima. Cam asta ar fi dimensiunile în modul în care văd eu definiția politicii, la conceptului, cam astea ar fi cele trei dimensiuni. Acum, că era vorba de pălăria albă, trebuie să aducem o dată sigură. Tocmai sunt audieri în Parlament pentru nou guvern în România. E o informație pe hârtie albă pe care nu știu ce se discută în comisii, dar cred că generalități. Cel puțin când am plecat de acasă se discutau multe, multe generalități. Înainte de asta, vreau să simțiți un pic partea, de fapt, ce vor pălăriile astea. Povesteam de mai mult timp că între partea de frazologie pe care o folosim rațional și partea emoțională care ne definește, se creează niște conexiuni. Suntem legați de anumite atitudini, de anumite cuvinte, anumite concepte, credințe. Și se răzbat în discuția respectivă. De exemplu,
Andy a început să puncteze de la început o problemă foarte netă. Era foarte, cum să spun, generală, legată de o nevoie care definea conceptul politic care înseamnă totuși conducerea coerentă a unei cetăți. Fără să vrem, intervențiile laterale au venit cumva din frustrare, care o trăire nu este sub nicio formă partea albă, lării albă. E o tensiune care vrea să corecteze ceva. Deja am ajuns într-o critică și suntem o combinație între pălăria neagră și pălăria roșie. Că de fapt o să vedem după aceea, dar cred că nu chiar toți avem aceeași părere despre același lucru. Deci automat este întrebările personală. Deci e pălăria albă. Dar ce e foarte important, nu jocul pălăriei în sine, ci faptul să devenim observator observatorului. Să ne observăm pe noi, prin intermediul pălărilor, cum de fapt zvârnim emoțional cu dorința noastră că ne știm mai bine, că așa trebuie făcut. Că pălăria altă spune, n-a ce legătură cu ce vrei tu, nici cu ce crezi tu, ci ce este în definiție dicționar. În primul rând, un dicționar. O să vedem ce vrea să fie dicționar chestia asta. E foarte interesant exercițiul ăsta, că se desfășoară pe două planuri. O plan rațional și o plan emoțional. Planul rațional este încurcat de planul emoțional și viceversa. Toți vrem să schimbăm și automat nu știm însă ce să schimbăm, pentru că n-am definit prea bine ce să schimbăm și în ce context trebuie schimbat și că de ce se îndeaptă acel ceva context. Căci coevoluăm odată cu el. Am profitat de sentimentul respectiv. Vreau și eu doar o precizare. Ce vreau să spun este în particular faptul că percepția noastră despre politic este greșită, pentru că credem că politica e machiaveliană, că scopul scuză mijloacele. Nu e așa. În primul rând că Machiavelli n-a spus asta, dar asta e o altă poveste. Dar tocmai într-o societate normală așezată, lucrurile nu se petrec așa. Lucrurile se petrec așa într-o societate ca a noastră, în care venim cu secherele unui sistem de gândire în care scopul scuza mijloacele și anume comunismul. Într-o democrație asta nu e cazul. Că devine din ce în ce mai mult cazul și acolo, e o altă discuție, dar în principiu politica ar trebui să nu fie o chestiune de distorsiune a scopurilor și a mijloacelor, ci a corelării lor, de a găsi mijloacele cel mai eficace pentru a atinge un scop în mod corect. Mi se pare foarte importantă observația și aș vine în același sens, căci, cum să spun, sentimentul nostru vis-a-vis de modul în care percepem problema respectivă și o percepem, că avem cum să o percepem, dar fără să vrem din unghiul fiecăruia, din istoria fiecăruia, din vârsta fiecăruia, dă legătură cu obiectul politicii care poate după aceea putem să-l corectăm. Dar nu putem corecta dacă în timpul definirii intervenim cu... Nu am definit bine, că poate mai este sistemul politic la care avem nevoie. Poate avem nevoie de cu totul altceva. Activitățile din cetate ar fi bine dacă le-am defini mai bine în sensul că pot să consider cetate mai home is my casă și sunt foarte mulți care, pe care nu-i interesează decât ceea ce fac ei și familia lor și modul în care trăiesc. Și pe urmă se poate merge mai departe la cartier, la oraș, la țară, la... Să nu, cum au fost atâtea postări recent, nu plângeți pentru Paris, plângeți pentru întreaga lume, că ce trăiesc parizienii acum se întâmplă în alte țări zilnic. Deci e bine de văzut cum se corelează la diferite nivele politica locală cu toate celelalte niveluri de politică. Iar apropo de sechiere, dau un exemplu. Am cunoscut un activist care spunea pe vremea lui Ceaușescu, un tip foarte sincer, și eu nu sunt de acord cu Ceaușescu, dar îl înțeleg. Că dacă eram în locul lui, făceam la fel. Foarte mulți care au reușit să ocupe o mică zonă de putere s-au comportat după modul ăsta. Deci și de asta trebuie ținut seama când vedem ce se întâmplă în cetate.
Dar noi eram în varianta că nu vreau să vedem ce se întâmplă în cetate, ce rol are funcția politică și după aceea să vedem ce se întâmplă în cetate. Eu mă uit la politică în termen de ce știu acum și văd fapte și indiferent cum se cheamă eticheta, că e democrație, că e dictatură, politica a dezbinat. Și ăsta e un fapt. Știm că politica dezbină. Pentru că împarte lucrurile în stânga, dreapta, în ideologie și o parte sunt împotriva celorlalți și viceversa. Asta știm. Este o informație deja și e important să ne uităm la ea simplu. În al doilea rând, știm deja că este necesară o evoluție a politicii. Că așa cum s-a făcut până acum politica, că trăim o etapă în care avem nevoie de o evoluție. Că știm că până acum s-au avut cosmetizări, optimizări, reforme. Este nevoie de o transformare care e un alt cuvânt. Știm că s-au făcut optimizări, știm că s-au îmbunătățit niște lucruri. Transformarea esenței politicului este o nevoie nouă. Ce mai știm până acum? Că politica s-a făcut fie cu capul, fie cu mușchii. Și e important să introducem un triunghi echilateral în care cei care fac politică să aibă cap, mușchi și inimă. Ce mai știm? Că acest triunghi s-a făcut politică cu un triunghi mic. Cei care au făcut politică au avut acest triunghi mic. Ce înseamnă, de exemplu, să conduci România? Păi să ai o sănătate 24 din 24, să ai compasiune pentru cei 30 de milioane de români, indiferent din ce loc al lumii sunt, dar real, profund compasiune, și să vezi România pe straturi, ca la un GIS, așa, pe toate componentele, pe toate, adică să ai acea inteligență a complexității României. Și dacă ai triunghiul ăsta echilateral și la nivelul ăsta, atunci îți asumi responsabilitatea de a conduce România. Mulțumim. O, scuzați dacă eu, evident, din calitate de străin, nu mi-e permis să spun niciun cuvânt despre politica autohtonă. Totuși, două cuvinte așa, ca niște idei. Am auzit înainte vorbind de sisteme. Eu cred că politica, în sensul ăsta, deci păstrez discuții la nivel cât mai abstract posibil, orice este un sistem. Suntem toți aici în complexitate. Orașul este un sistem, familia este un sistem, țara este un sistem, pământul este un sistem. Ce este un sistem? Un grup de resurse îndreptate spre un obiectiv. Corectați-mă dacă greșesc. În caz de politică avem două întrebări. Unu, cine otărește obiectivul? Doi, cine otărește metode de a atinge acest obiectiv? Poi, rămâne faptul că un sistem, tocmai fiind îndreptat spre un obiectiv, are nevoie de componente sistemului aliniate. Cine nu este aliniat cu sistem, cum spunea băiatul înainte, este dat afară. Dar, în cazul ăsta, politicianul e cel care interpretează direcția sistemului și se pune în față. Eu nu cred la leadership. Eu nu cred că cineva poate să spune mergem acolo și lumea știu pe el. Politicianul adevărat e cel care vede unde merge turma, se pune cap și spune eu sunt șef. E, ideea care este, în cazul ăsta, nu vreau să fiu politic, pentru că în care situație și mai gravă, politicienii fiind expresia sistemului, nu pot fi diferit de cine, înțelegeți ce vreau să spun. Pentru că dacă nu, ar fi imediat scoși ei din sistem. Adică un politician care face ceva fără suportul sistemului, e scos. Punct. Dar n-ajunge. N-ajunge. Apoi este o problemă strictă pe care nimeni o spune a democrației. Unul e ce spunea Schiller, că fiind majoritatea oamenii cretini, de ce trebuie majoritatea să aibă dreptate? Asta e o problemă mai filozofică. Partea a doua, e sinceră, un politician în democrația câștigă putere pentru că e bun să fie ales, nu să conducă. Că e o problemă complet diferită. Eu pot să fie extraordinar bun să fiu ales.
Nu? Asta nu înseamnă. Poate eu sunt un conducător fantastic, dar eu sunt bun la să mai propun. Și asta e partea a doua. Deci, ce e de făcut? Eu cred că trebuie un moment verificat. Aia e la pălăria verde. Asta, da? Aia e la pălăria verde. Asta e locată. Ce aveți de făcut? Deci, pălăria albă. Nu, ok, nu. În pălăria albă, asta da. Care ar fi obiectivele sistemului? Că de multe ori nu e clar. De multe ori discutam de metode, apropo de Machiavelli, ne-Machiavelli, dar în afară faptul că toată lumea care citează, coatează Machiavelli, n-a citit, că Machiavelli a spus tot altceva, pur și simplu, Machiavelli vorbea împotriva ideologiei, adică realitatea este cum este, ținem cont și folosim. Nu realitatea cum ar trebui să fie, asta e ideologia. Cum spun arabi, adică să ai încredere în Allah, dar leagă Camila la palmier, dacă vrei, sau gazet. Deci, realitatea este cum este și trebuie să ținem cont. Nu te închid închisoare pentru că e sistemul nostru cum mersi în tot, știți, în poveste. Deci, tocmai ar trebui înțeles în polis, politica de la polis, ce înseamnă exact obiectivul sistemului, că de multe ori nu e clar, nu e clar, nu e clar. Bine, dacă am vorbit deja prea mult. Acolo? Așa, ca să, eu știu, să fim pe terminarea pălăriei albe într-o primă etapă, vreau să spun următorul lucru. Dacă te uiți la faptele și la informațiile despre politica, în general, despre politicienii din România, etc., o să-ți dai seama că dacă nu aplici, să zicem, cum spunea Radu Petrescu, un ochean întors asupra faptelor și informațiilor din politică, nu o să înțelegi mare lucru. În ce sens? În sensul în care suntem, cred eu, suntem nominați pe Caragialescul Sunt Zenon și Văz Monstruos. Dacă Sunt Zenon și Văz, este clar că trebuie undeva să corectezi informația care îmi vine pe orice canal, îmi vine sub formă, să o corectezi prin acest ochean întors. Și atunci o să văd cât de